Salut, Capricorni! Voi face etalarea pentru relații luna iunie. Relațiile Capricornilor din luna iunie. Vom cere sfatul oracolului Lenormand. Aveți o femeie care vă manipulează, o femeie care pentru un bărbat poate fi chiar o amantă, pentru o altă femeie este o femeie care este în preajma voastră și își urmărește interesele ei și tot timpul stă să vă manipuleze. Haideți să vedem ce spune despre relația voastră. Este vorba de un bărbat, de o alegere și de un prieten. S-ar părea că dacă sunteți bărbați, s-ar putea să fiți chiar voi, să fiți în poziția să faceți o alegere între două drumuri opuse. Această alegere s-ar părea că implică sfatul unui prieten sau un prieten care se implică, încearcă să vă ajute în această alegere pe care o aveți de făcut. Să vedem ce spune tarotul druid despre relația voastră, cum este relația voastră. Sunt niște cărți destul de vechi, acestea, și sunt așa grele. Dar vrea să iasă ceva neapărat. Și eu o să o pun până la urmă, fiindcă. Haideți să vedem. Forța, puterea voastră. Deci, cumva, voi veți încerca să țineți o situație sub control sau o persoană sub control, folosindu-vă această forță, această putere a voastră, să îmblânziți fiara, fără să vă folosiți spada, care observați este aruncată jos, vă folosiți mentalul, ideile, gândirea și veți reuși în ceea ce v-ați propus, fiindcă această forță, putere, vine din interiorul vostru, este o mobilizare generală, trup și suflet, pentru a vă atinge acest scop. Vom merge mai departe să vedem. Deci, voi, în primul rând, aici aveți un trei de monede. Deci, aveți o creativitate în relația voastră. O creativitate care poate să fie la început și poate să promită foarte mult, dar ea este admirată de ceilalți,
dar nu neapărat veți obține ceea ce vă doriți din această creativitate. Ea trebuie să fie condusă genial pentru a ajunge acolo unde vă doriți. În schimb, voi aveți aici, aduceți în această relație, unde aveți această creativitate, aduceți stagnare, aduceți blocajul, sacrificatul, care este spânzuratul, este cum ar fi pedepsit de ceilalți și ținut în stagnare. Asta aduceți voi în relație, această situație în care sunteți ținuți în stagnare. Nu puteți face nimic. Puteți să vă eliberați, dar cu condiția să vă schimbați concepțiile, fiindcă nu puteți schimba concepțiile celorlalți, dar puteți să vi le schimbați pe ale voastre. În ceea ce privește partenerul, în această creativitate a voastră, este vorba de un prinț de bâte. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în săgetător, să vedeți săgeata, uitați-o, da? Care călătorește foarte mult. El întotdeauna aduce vești și am putea spune că el va aduce o veste legată de această creativitate a voastră. Fiind probabil partenerul vostru, fiindcă poate fi un bărbat, dacă sunteți femeie. Și s-ar părea că apare aici gândul vostru. S-ar putea să fiți o femeie care aveți un aspect important pe berbec, dar în primul rând sunteți o femeie care gândiți la călătorii, gândiți la lucruri noi. Vă doriți noutatea, vă doriți relații noi, vă doriți aspecte benefice legate de aceste călătorii, noutăți. Deci, gândul vostru este la ceva nou, o energie nouă, o vitalitate nouă care să vină să vă fie adusă în relație. În ceea ce privește partenerul de viață, el gândește în primul rând la un turn. Gândește că tot ce a făcut, toată această creație, trece prin acest proces de reînnoire, fiindcă turnul este un proces de stagnare înaintea unei reînnoiri. Prin faptul că acest fulger vă luminează. Dacă observați, el aduce lumină și aduce o situație în care voi vedeți greșelile voastre, dar în același timp, odată cu vederea greșelilor, vedeți ce se întâmplă, vedeți vulnerabilitățile voastre și puteți să reconstruiți acest turn pe o bază solidă, fără greșeli, fără imprudențe. Și acest lucru, de fapt, arată acest turn. Că voi veți reuși în final să clădiți totul fără greșeli, fără imprudențe. Asta gândește partenerul vostru. În ceea ce privește ce arătați celorlalți, arătați că nu vă pasă de nimic. Chiar dacă voi veniți în această creativitate cu o stagnare, voi vă doriți aspecte benefice, vă doriți o distracție, vă doriți să vă relaxați, să vă simțiți bine alături de prieteni, de persoanele cunoscute. Deci, vă doriți această distracție, cam asta arată acest aspect principal pe voi. Iar partenerul vostru este un eremit, o persoană care preferă singurătatea, preferă să se protejeze. Preferă să vadă întotdeauna prăpastia în întuneric, să se folosească de acest toiag care îi dă posibilitatea să se protejeze și el nu riscă, așa cum riscă nebunul, să cadă în prăpastie și el are o prăpastie aici, dar pentru el nu se pun problemele acestea,
fiindcă el vede, el este cu privirea în jos, vede pe unde calcă și știe să-și analizeze orice situație, orice problemă în care se află, astfel încât să vadă în primul rând concepțiile celorlalți și pe urmă să se adapteze și el. Deci acesta ar fi principalul aspect și dacă ne uităm la cele trei sfaturi date, este vorba de un bărbat care poate fi un prieten, dar este vorba și de o alegere. O alegere între două drumuri diferite, între viciu și virtute. Deci am putea spune că prietenul poate să fie cel care va duce această veste sau un prieten pe care puteți să vă bazați în această alegere a voastră, fiindcă voi aici aveți o alegere, este vorba de această creativitate, dar ceva ați greșit la această creativitate și atunci trebuie să aveți în vedere acest turn, că totul se va dărâma, dar puteți să reconstruiți totul pe o bază solidă, fără greșeli, fără imprudențe. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc o lună frumoasă cu împliniri. Dacă vă ajută și v-a plăcut, puteți să vă abonați, puteți să dați un like și vă mulțumesc!